Ai fi surprins să afli că te ajută până și în pat, pentru că sângele nu este trimis doar la grupele musculare pe care le antrenezi, dar și la alte grupe musculare. Salut, Andrei aici. Astăzi vreau să-ți vorbesc despre cum poți maximiza pomparea mușchiului în timpul antrenamentului. Mai exact, cam ce pași ai putea să urmezi înainte de antrenament pentru a te asigura că obții o pompare cât mai bună. Sunt sigur că ai avut cel puțin odată un antrenament intens în care ai tras foarte tare de mușchiul tău, nu știi exact ceea ce ai făcut, dar ai reușit să pompezi foarte tare o grupă musculară. Poate a fost pieptul, poate au fost brațele, poate a fost spatele, dar efectiv simțeai cât de mare e acum grupa respectivă și cât de obosită e și cât de tare e sentimentul respectiv. Chiar Arnold zicea într-un interviu că pomparea ar fi mai bună decât sentimentul pe care l-ai când îți dai drum. Acum, poți spune că Arnold e nebun sau că era nebun, dar dacă ai experimentat vreodată o pompare aproape legendară, știi la ce se referea omul. Adică e un sentiment pe care ai vrea să-l ai cam la fiecare antrenament. Însă nu ține doar de sentimentul pe care îl ai când ești pompat, ci sunt și foarte multe beneficii care stau în spatele unei pompări bune. Pentru că în momentul în care ești pompat, practic aduci foarte mult sânge la acea grupă musculară, grupa pe care ai vrut să o lucrezi. Dacă nu ai lucrat grupa bine, dacă nu ai știut cum să izolezi acea grupă sau cum să faci mișcarea corectă în timpul exercițiului din start, vei vedea că mușchiul nu s-a pompat. Așa te poți folosi de pompare ca să dai seama, bă, am lucrat mușchiul cum trebuie. Nu este neapărat un semn că îi stimulezi creșterea, pentru că poți lucra mușchiul cum trebuie, dar nu-l poți solicita destul de mult cât să crească. Atunci intervine încărcarea progresivă. Dar este un semn că ai făcut mișcarea corectă și că ai lucrat mușchiul care trebuie. Un beneficiu foarte important al pompării este că aduce sânge, iar sângele vine cu nutrienți și oxigen. Asta înseamnă că te vei recupera mai repede, dar vei putea trage și mai tare de tine. De aceea ar trebui să încerci să îți pompezi mereu grupa musculară pe care o lucrezi. Și astăzi voi arăta cum poți pompa o grupă musculară folosind 4 lucruri. 4 lucruri pe care le poți face atât în timpul antrenamentului, unele dintre ele, cât și înainte de antrenament. Și o să vezi că este necesară o etapă de pregătire pentru o pompare, adică trebuie să-ți pregătești mușchiul într-un fel pentru că acesta se pompeze foarte bine. În primul rând, trebuie să te încarci cam cu o zi înainte de antrenament cu carbohidrați. Pentru că alimentația este un lucru cumulativ, în sensul că nu poți avea doar o masă înainte de antrenament și mușchiul tău să folosească toți nutrienții de la acea masă. De exemplu, ai o masă cu 2 ore înainte de antrenament, mănânci foarte mulți carbohidrați și apoi ai impresia că mușchiul e deja umplut cu carbohidrați, cu glicogen, și că e pregătit să se pompeze foarte bine. Alimentația este cumulativă. Asta înseamnă că contează și mesele pe care le-ai avut cu o zi înainte și restul meselor pe care le-ai avut pe parcursul zilei înainte de antrenament, dacă te antrenezi spre după masă sau poate chiar seara. Știi că mereu culturiștii au acea perioadă în care se pregătesc pentru competiții și după ce au terminat partea cu cântarul sau au înscris la categoria de greutate pe care și-au dorit-o, urmează o perioadă scurtă de încărcare, adică în seara respectivă bagă tot ce înseamnă carbohidrați, rice cakes, dulciuri, pufarine, toate nebunile posibile și asta ajută mușchiul să se umple cu glicogen. Iar glicogenul, pentru fiecare gram de glicogen, reții undeva pe la 3 grame de apă. Asta înseamnă că din start când ai consumat carbohidrați, mușchiul tău începe să se umfle, începe să fie mai plin, arăți mult mai bine. Și acesta este primul pas când vine vorba de o pompare. Trebuie să ai deja resursele necesare în mușchi pentru ca acesta se pompeze, să arate bine. Al doilea lucru pe care trebuie să-l faci este să controlezi foarte bine mișcarea când te antrenezi. Aici revin la unul dintre cele mai importante principii pe care ține de hipertrofie. Mai exact de tot. Time under tension. Studiile au arătat că este foarte eficient să ții mușchiul sub tensiune în jur de 40 și 70 de secunde pe fiecare serie pentru a stimula hipertrofia. În momentul în care tu execuți mișcarea corect, în momentul în care
nu smucești greutatea, în momentul în care controlezi partea negativă, adică partea de coborâre a mișcării, atunci îți crești totul, îți crești timpul sub tensiune și nu numai că stimulezi mai bine mușchiul, dar ajuți și mai mult sânge să fie trimis către acea grupă musculară. Așa că dacă vrei să te pompezi bine și dacă vrei să-ți stimulezi și mușchiul să crească, lasă deoparte ego lifting, lasă deoparte cele mai mari gantere pe care le poți ridica, reduc greutatea cu care te antrenezi, asigură-te că faci fiecare repetare corect și că de-abia la finalul repetărilor, după ce ți-ai atins poate totul, spunem că trebuie să faci 12-15 repetări într-o serie, de-abia la ultimele repetări să tragi foarte tare de tine, în timp ce încă controlezi mișcarea pentru a face acea încărcare progresivă, pentru a stimula mușchiul și pentru a te antrena mai tare decât ai făcut-o data trecută. Dar în rest, controlează mișcarea și axează-te foarte mult pe partea negativă, pe punctul de contracție în care ții mușchiul poate puțin sub tensiune. Spune că îmi faci o tracțiune și vii cu bara aproape de piept, faci o mică pauză de 1-2 secunde. Așa îți crești timpul sub tensiune și stimulezi și mai bine creșterea în masă musculară și trimiți mai mult sânge la grupa respectivă. Bun, al treilea lucru foarte important pe care îl poți face este să introduci tehnicile avansate de antrenament. Am făcut un clip video, am făcut de fapt o serie de clipuri video în care ți-am vorbit despre cum să crești în masă musculară, cum să crești în greutate și cred că a treia lecție a fost cea în care am vorbit despre tehnicile avansate de antrenament. Mai exact, sunt anumite tehnici pe care le poți introduce în antrenamentele tale, cum ar fi superseturile, cum ar fi dropsetul, cum ar fi repetările negative, ce stimulează foarte bine mușchiul, dar în același timp au capacitatea de a aduce foarte mult sânge la mușchi. Cam toți clienții mei, când au început să folosească programele de antrenament pe care le-am creat, care au o structură specială despre care ți-am vorbit și atunci, și au ajuns la partea de superseturi și tot felul de tehnici avansate de antrenament, au spus că niciodată nu s-au simțit la fel de pompați și niciodată nu au extenuat atât de tare mușchiul cum au făcut-o cu aceste antrenamente. Așa că îți recomand să vezi lecția respectivă, o să fie probabil un link la finalul acestui clip. Dacă nu intră pe canalul meu, poate îmi dai și un subscribe și vei găsi acolo lecția cu tehnicile avansate de antrenament. Al patrulea și ultimul lucru pe care îl poți face este să folosești un pre-workout bun. Ce îți recomand eu este să te uiți puțin la consumul tău zilnic de cofeină și la cum reacționează corpul tău când consumi cofeină. Eu deja am foarte multe surse de cofeină în viața, în alimentația mea, în sensul că îmi beau mereu cafeaua dimineața, pe la prânz am o cană destul de mare de ceai verde și spre seară prefer să folosesc un pre-workout fără cofeină. Chiar le țin aici. Eu folosesc și le recomand tuturor clienților The Pump. Oferă o pompare foarte bună. Chiar zilele trecute am consumat o cutie. Și pe lângă faptul că oferă o pompare foarte bună, te va ajuta să-ți depășești anumite limite. Dar asta nu-i tot. Îmi place foarte mult să combin The Pump cu 100% citrulină malată aminoacid. Practic, citrulina este și elementul de bază care ajută la pompare din fiecare pre-workout. O să vezi că sunt anumite firme care se cam zgârcesc cu citrulina și spun doar undeva pe la 4-5 grame de citrulină. Eu îți recomand să folosești The Pump, care are 6 grame de citrulină pe porție, și apoi suplimentezi undeva pe la 5, poate chiar 10 grame de citrulină. Sunt studii care au arătat că citrulina este foarte sănătoasă atât pentru sistemul cardiovascular, cât și pentru alte lucruri. Ai fi surprins să afli că te ajută până și în pat, pentru că sângele nu este trimis doar la grupele musculare pe care le antrenezi, dar și la alte grupe musculare. Da, deci combină The Pump cu citrulină și ce alte suplimente mai folosești. Poate folosești niște aminoacizi, poate folosești niște creatină, dar ca principiu cel mai important ingredient dintr-un pre-workout este citrulina. Și îți recomand chiar foarte mult să-ți iei citrulina malată, te ține foarte mult timp, și ajută foarte mult să suplimentezi cu ea împreună cu pre-workout-ul pe care îl folosești. Sau poate nici nu folosești pre-workout, atunci doar o combini cu creatina și aminoacizii înainte de antrenament. Eu beau de obicei pre-workout-ul în cele 10 minute pe care le fac pe bandă înainte de fiecare antrenament.
Practic sunt cele 10 minute de încălzire în care ridic temperatura corpului și reduc foarte mult șansele ca să mă accidentez pe parcursul antrenamentului. Ok, cam asta este ceea ce poți face pentru a maximiza pomparea musculară în timpul fiecărui antrenament pe care l-ai. Sper că ai înțeles cât de multe sunt beneficiile unei pompări bune, dar și că o pompare bună nu este mereu echivalentul unui antrenament hipertrofic. Sunt cumva în corelație, dar nu pot spune că dacă te-ai pompat bine, ai stimulat și foarte bine mușchiul. Dă-mi un like dacă ți-a plăcut clipul, dă-mi un subscribe și spune-mi în secțiunea de comentarii ce pre-workout folosești în momentul de față și câte grame de citrulină are acesta. Te salut, sunt Andrei Marius.